Andreea Bălan s-a întâlnit în miezul nopții cu Jador și au fost filmați de către paparazzi Cancan în timp ce se sărutau. Deși credeau că nu îi vede nimeni, imaginile cu ei au ajuns în presă. Andreea Bălan a fost filmată în timp ce se întâlnea cu Jador, artistul cu care a lansat recent o melodie. Spre surprinderea tuturor, cei doi sunt extrem de apropiați și s-au sărutat pătimaș de mai multe ori. În urmă cu câteva seri, cântăreața și-a făcut apariția în zona Floreasca din capitală, la volanul mașinii pe care o conduce. Nimic neobișnuit până aici. Câteva clipe mai târziu, la mașina Andrei Bălan și-a făcut apariția Jador, care era într-o stare de euforie vizibilă. Artista venise să-l ia pe celebrul manelist de la o petrecere. Când s-au văzut, cei doi s-au îmbrățișat, dar s-au și sărutat de mai multe ori, potrivit imaginilor publicate de Cancan. Doamne ajută să nu mă îndrăgostesc, în timp ce Andreea Bălan era îngrijorată să nu-i vadă cineva. Jador era agitat și s-a dat jos din mașină, apoi a deschis iuză din spate, însă s-a urcat din nou în față, lângă artistă. Poate sunt prăjit. Doamne ajută să nu mă îndrăgostesc, a spus cântărețul, în timp ce fosta concurentă de la America Express Drumul Aurului îl grăbea să se urce în mașină. Intră în mașină că ne vede lumea. Potrivit imaginilor apărute în presă, Andreea Bălan a fost foarte încântată de întâlnirea cu Jador și s-au sărutat la fiecare semafor. Cei doi au plecat împreună, iar acum rămâne de văzut dacă între ei există o idilă. Andreea Bălan și Jador s-au mai întâlnit și în urmă cu câteva săptămâni la schi în Austria, însă atunci nu au avut gesturi tandre. Cântăreața a avut recent o colaborare cu artistul, iar pentru videoclipul piesei au filmat și scene în care sunt foarte apropiați.